Evenimentul care a avut loc în seara zilei de 28 octombrie la parohia Sfântul Gheorghe Lozonski din centrul Iașului, de lângă Catedrala Metropolitană, este un eveniment duhovnicesc și catehetic, dar în același timp este și parte a unui proiect al Arhiepiscopiei Iașilor, și anume cateheza demonstrativă care se susține în fiecare cerc pastoral. Pentru cercul pastoral din care fac parte, anul acesta am pregătit cateheza cu titlul Cum ne spovedim corect, mergând și pe această preocupare pastorală pe care anul omagial a dat-o ca și îndemn pentru pastorația enoriașilor, având în vedere și aspectele teologice și cele liturgice și viața duhovnicească, într-un cuvânt. Astfel, pentru parohia Sfântul Gheorghe Lozonski, unde slujesc, acest eveniment nu este unul singular, ci este parte a unui proiect care se desfășoară pe întreaga perioadă a anului, și anume catehezele pe care le ținem în biserică. De obicei le ținem duminica după Sfânta Liturghie, dar astăzi, ținând cont și de programul părinților din cercul pastoral, am așezat la o oră de vecernie acest eveniment. Este o activitate sau această cateheză urmărește pe de o parte noțiuni din practica Sfinților Părinți transmise de veacuri bisericii, dar în același timp este și o preocupare atât a preoților care spovedesc cât și a credincioșilor care vin în taina aceasta spovedanie ca să-și deschidă sufletul. Pe de o parte, nevoia vine în legătura cu cei care se spovedesc foarte rar și care trebuie ajutați pentru o spovedanie cât mai corectă, dar și pentru cei care sunt fideli unei vieți liturgice constante și se spovedesc des, care mărturisesc că uneori rutina este cea care îi face să aibă anumite dificultăți în cercetarea cugetului de la o spovedanie la alta, mai ales când acestea se întâmplă la o distanță relativ mică de timp. Astfel, cateheza de astăzi își propune, pe de o parte, să aducă câteva experiențe ale Sfinților Părinți privind cercetarea cugetului, modul de mărturisire a păcatului și vindecarea care trebuie să ne vină prin taina spovedanii, prin împlinirea canonului și al îndrumărilor duhovnicului. Cateheza aduce beneficiu și preotului și credincioșilor în momentul în care ea nu este doar un material pregătit de către preot și oferit credincioșilor, ci atunci când este o împreună mergere pe cale în descoperirea și trăirea adevărurilor de credință.